Câteva zeci de mașini clasice au putut fi admirate la sfârșitul săptămânii trecute în Petroșani cu ocazia derulării unei noi ediții a Retroparadei Toamnei. Cel mai vechi exponat a fost o mașină americană din anul 1937, iar cel mai tânăr autovehicul, un Oldsmobile, fabricat în anul 1982. Expoziția a fost organizată de către Retromobil Club Român în 18 localități din țară. Această manifestare practic încheie șirul de evenimente realizat sub egida Retromobil Club România și se numește Retroparada Toamnei. Câte, să nu le spun mașini, câte aparate sunt prezente aici? Sunt prezente în jur de 30 de exemplare de autovehicule de epocă, mașini, motociclete. De către cine au fost aduse? Au fost aduse de către noi și de către proprietarii lor din Petroșani, din Petrila, din Călan, din Simeria. Deci participă mai mulți, mai multe persoane la eveniment. De unde a pornit această idee? Această idee a pornit de la Clubul Retromobil din București și se organizează în mai multe orașe din țară. Despre mașinile prezente în această expoziție, ce ne puteți spune? Care este cea mai veche? Care este cea mai nouă, mai proaspătă? Cea mai veche mașină prezentă la expoziție este un Plymouth din 1937, provine de la Sinaia, din garajele regale. La acele vremuri era o mașină relativ comună, sigur nu a fost folosită de către regele Mihai, a fost în flota regelui Mihai și era o mașină comună în 1937-1938. Au existat mai multe exemplare. Ce este inedit la această mașină este că a fost montată în România. Deci a fost montată sub licență. Puțină lume știe că prima mașină fabricată în România nu a fost Dacia, ci Ford V8 și din gama Chrysler. Au fost ansamblate. Câte dintre aceste exponate sunt funcționale? Majoritatea sunt funcționale și au venit pe roțile lor. Desigur, mașina din 1937 am adus-o pe platformă, este un proiect de restaurare, urmează în decursul câtorva ani să își recapete strălucirea vremurilor în care a fost fabricată. Cel care a venit cu cele mai numeroase exponate a fost Ovidiu Zaharie, șeful poliției petrilene, un vechi pasionat de automobilele de epocă. Sunt număr de 18 mașini de colecție, dintre care cea mai veche din 1953 și cea mai tânără din 1983 este un Oldsmobile Sierra, care are an de fabricație 1983. Pot să vă spun că toate mașinile din colecție au venit pe roți, sunt perfect funcționale, după cum bine le vedeți în fața dumneavoastră. Prin față de ediția de primăvară a apărut în colecție o Skoda Felicia decapotabilă la care am lucrat un an de zile și am reușit ca pentru această retroparada toamnei să o aducem pentru a fi văzută de publicul petroșenian. În ceea ce privește, de unde a plecat această pasiune? Vă întreb acest lucru pentru că și mie îmi place să colecționez mașini vechi, dar sunt miniaturale. Da, pasiunea este, pot să spun, o moștenire de familie. Tatăl meu a fost șofer, mama mea a fost prima femeie șofer din Valea Jiului. Are permisul din 1964. De când am deschis ochii pe pământul ăsta, am crescut practic cu mașini. Prima mașină care am cunoscut-o copil fiind a fost un IMS-ul și un Mercedes, an de fabricație 1939. Dintre mărcile de mașini cu care ați venit aici în această expoziție, care ar fi cea mai dragă? Toate. Dar cea mai dragă sufletului este M461 IMS-ul, care a fost la vremea respectivă denumit Zimbru Carpaților. Pot să spun că la vremea anilor 70 arul M461 IMS-ul, cum îl cunosc oamenii, a fost printre primele patru mașini din lume tot teren care a bătut Land Rover,
a bătut Toyota, a bătut chiar Nissanul la capitolul anduranță. Este o mașină rigidă, militară, într-adevăr este o plăcere să o conduci. Ați venit cu câteva mașini până aici, le-ați condus dumneavoastră pe toate, pe rând, cum ați făcut? Deci această pasiune nu poate fi făcută doar de unul singur. Deci nici nu mă apucam dacă nu aveam și nu i-am pe alături de mine pe colegii de echipă care îmi sunt și prieteni totodată. E vorba de Adi Trincu, care este un mecanic foarte bun, fiul dânsului Andrei Trincu, care de asemenea este mecanic foarte bun, și avem pe Brâncuș al Metalului, noi îi spunem Brâncuș, se numește Nea Marin, care este tinichigiu de excepție și sudor de excepție. Dacă nu ai oamenii ăștia, nu poți să te apuci de așa ceva. Este manopera la restaurarea unui vehicul de epocă, este foarte costisitoare. Așa că noi, din punct de vedere material, financiar, manopera o excludem. Ceea ce facem, facem doar noi la atelier, unde avem atelierul foarte bine utilat cu tot ceea ce ne trebuie pentru a restaura un vehicul. Printre exponate s-a aflat și un Mercedes fabricat în anul 1976 și care încă este funcțional. Mașina îi aparține lui Gheorghe Kiș, un vechi fan al acestei mărci de autoturisme. Mașina este din 1976, fabricație, eu am de 20 de ani, circulă zi de zi, piesele sunt foarte rezistente la ea. Anul ăsta am făcut mici reparații, schimb. Mai aveți și altă mașină? Nu. Asta e singura. Asta este singura, dar este... Am mai avut încă două Mercedes-uri, tot Mercedes-uri, sunt fan Mercedes. Și mai vechi decât acesta? Nu, mai noi le-am avut. Și de ce ați rămas până la urmă cu aceasta? M-am atașat de ea, este foarte ușor de întreținut, nu necesită prea multe îngrijiri la ea, piesele rezistente, nu e pretențioasă. Până la urmă, bine că merge. Merge și merge încă foarte bine. La vârsta ei, eu zic că merge foarte bine. Cele mai apreciate mașini de către vizitatorii expoziției au fost o Dacie care a aparținut miliției comuniste și o Škoda Felicia decapotabilă fabricată în anul 1960. Deocamdată abia am venit și urmează să văd ce exponate sunt expuse. Ce ați văzut până acum? Škoda aceasta îmi pare destul de interesantă. Cred că și foarte veche. Așa, ca idee, v-ați cumpăra o astfel de mașină în ziua de astăzi? Da, de ce nu? De ce nu? Cred că e un lucru de valoare. Asta mai numai ca să o țineți acasă, nu să circulați cu ea. Dacă se poate, pot să circul cu ea. De ce nu? Se poate. Deci sunt foarte interesante, mai ales că nu vezi în fiecare zi așa ceva. Sunt ceva inedit, de-aia zic, că e un lucru frumos. Păcat că sunt așa puțin, trebuia să fie mai multe, mă gândesc. E o diferență mare între ce se făcea acum 30-40 de ani și ce se întâmplă acum cu producția de mașini. Totul e pe consum, nu se mai fac mașini, ca să zic așa, de calitate, care să dureze în timp. Asta e părerea mea. Mai faine astea aveți decât cele noi? Nu putem spune că sunt mai faine, dar... sunt plăcute ochiului. Care mașină îți place cel mai mult? Mașina de miliție. Și de ce tocmai de miliție? Că urmărește hoții. Suntem aici lângă un fel de aro, ca să-i spunem așa. Ăsta nu-ți place? Și ăsta. Am văzut câteva exemplare destul de frumoase și chiar bine întreținute. Fosta miliție română arată excelent. Nu știu ce este fabricat în România, M461, iar e o mașină de calibru care reprezintă modelele din România. Warburg, foarte bine întreținută, un Ford, un Opel foarte drăguț și, în general, sunt plăcut surprins de
De mașinile care s-au expus, se vede că sunt oameni care apreciază acest lucru și fac cu inimă și cu drag acest lucru și nu am decât cuvinte de laudă că se întâmplă așa ceva în Petroșani. Ne dorim cât mai multe astfel de ieșiri și, în general, foarte bine într-o zi așa frumoasă de octombrie. Dacă ar fi să pleci cu una dintre exponatele de aici acasă, pe care alege-o? Cred că aș alege Mercedes-ul. Mi se pare o mașină frumoasă. Pe lângă autoturisme, la retroparada toamnei au fost prezentate și câteva motociclete de epocă.